Primul proiect de hotărâre vizează depunerea spre finanțare a proiectului Conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor în județul Maramureș. Al doilea propune implementarea în parteneriat a proiectului Reabilitare și dotare Casa Muzeu Dr. Ioan Mihali de Apșa. Pe ordinea de zi sunt prevăzute mai multe acorduri de cooperare, spre exemplu proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare cu instituția prefectului pentru organizarea evenimentului Prefectura Maramureș 100 de ani de la înființare și proiectul legat de încheierea unui acord de cooperare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord-Baia Mare, Facultatea de Inginerie pentru organizarea evenimentului 50 de ani de învățământ tehnic superior în Baia Mare. Totodată, autoritățile județene se pregătesc de zilele Maramureșului, astfel că aleșii județului vor avea în mape proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului Haida Hai în Maramureș, ediția a 5-a, în perioada 17-19 mai. Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Ordinea de zi se încheie cu un raport privind soluțiile tehnice propuse pentru consolidare la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din Sârbi, Fărcașa. Lista proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean se poate consulta pe site-ul de știri maramedia.ro.